pentru că următoarea noastră invitată are 29 de ani, este luptătoare profesionistă de kickboxing și artist plastic. Așa, Bianca, bravo. Pictează icoane. Mă simt prost să stau așa în fața unor icoane. Da. A absolvit facultatea de teologie, iar acum filmează în rol principal pentru un film despre povestea unei războinice mongole. Ea este Cristiana Stancu. Bună dimineața! Neața. Zi-mi, fac bine sau... Fac foarte bine. Atitudinea contează. Atitudinea, nu trebuie să... Da. De unde și până unde ai vrut tu să practici acest sport, kickboxing? Cred că a fost în natura firii mele și așa s-a dus ața destinului, dacă vrei, în sala de arte marțiale, de unde nu am mai ieșit și am făcut cu mare drag toată performanța pe care am făcut-o și cu mari sacrificii, însă totul a meritat. De la ce vârstă, practic? De la 9 ani am început oficial, dar de mică cu tatăl meu am tot luat clase de arte marțiale. Avem și niște fotografii cu tine din competițiile la care ai luat parte. Cum adică alături de tatăl tău? Mi se pare foarte drăguț. Deci el te-a inițiat? El m-a inițiat, el a fost practicant de jiu-jitsu. Așa. Și atunci când eram mică dorea să mă învețe, să mă apăr. Ca atitudine. Ca orice. Și asta mi-a prins bine. Asta mi-a prins foarte bine pentru că am prins foarte repede mișcările din sală. De la ce competiție este poza aceea? Aici este, înainte era un meci semiprofesionist de arte marțiale mixte. Aici este podiumul campionatului european de box din 2014. Wow. Și aici este o victorie împotriva unei luptătoare de box din Germania, o tipă foarte puternică. Dar nu mai puternică decât tine. Atunci, da. Atunci a fost seara mea, din fericire. Aici este o fotografie din meciul de titlu mondial, profesionist. Tu ești cea care... Eu sunt cea care lovește care în plin. Lovește. Cum se numește lovitura asta? Este directă de stânga. Directă, mamă, dacă... Este directă dată de pe stânga. Contră, adică în același timp cu lovitura ei, vedeți că lovitura ei a rămas undeva în aer, capul meu s-a dat în lateralul loviturii și în același timp s-a creat breșa pentru a lovi un contraatac, de fapt. Porți mereu alb? Nu, atunci eram meciul, ea era campioana mondială la acea dată, iar eu eram contender la titlu, iar în acea seară am făcut istorie pentru kickboxingul feminin din România, pentru că am câștigat în premier o centură mondială profesionistă de kickbox. Wow, felicitări, da, ne înclinăm. Da. Aici cu cine ești? Da, aici sunt cu doi prieteni din mass media care au venit să mă susțină la campionatul european de box, pentru că era un eveniment unic pentru mine. Eu nu am făcut box. Am participat la acest european așa, dintr-un curaj nebun și am reușit să mă clasez pe podium cu mari boxerițe ale lumii. Da. Ce tare este poza asta. Tot în albastru e. Tot în albastru, da. Cumva îți place ție albastru? Nu, așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit. Asta e energia zilei, cred. Îți poartă și noroc, Cristiana. E posibil. Și aici este... Aici este același meci de titlu mondial cu Irene Martens, o super campioană, și un meci de mare valoare. Ai vreo teamă când intri în ring? Da, sigur. Frica este reală. Cine ce că nu are emoții sau teamă sau frică, sigur, ori se păcălește pe sine, ori minte cu nerușinare. Există teamă, există frică, pentru că e un sport dur. Uh-huh. Unii o tratează această duritate ca violență. Eu zic că e o determinare, de fapt. E aceeași determinare care îți trebuie și în handbal, și în tenis, și în absolut orice sport, de a câștiga. Nu cred că e o violență. Depinde ce semnificație dai oricărui lucru pe care îl faci, nu numai unui sport de luptă care, într-adevăr, etichetat, pare o violență fără sens. Cum te-ai gândit de la practicarea unui sport atât de dur să începi să studiezi teologia? Cumva căutările mele de adolescent m-au condus spre anumite revelații, dacă vrei, care m-au condus la Facultatea de Teologie, Artă Sacră, Pictură, pentru că oricum pictam de mică, am făcut pe lângă școala normală și școală de pictură. Și atunci curiozitatea mea de a învăța cum se face o icoană și curiozitatea mea la nivel spiritual m-au condus la Facultatea de Teologie, o facultate dificilă, chiar grea, spune. Dar am reușit să termin și să învăț un lucru etern, că până la urmă icoana e o jertfă eternă ca și artă. Și uite așa, ai descoperit că ești și artistă.
Așa putem învăța toți să pictăm, dar nu ne iese tuturor, aștept. Da, cred că este o anumită înclinație. Eu le-am avut de mică și părinții mei au fost suficient de înzestrați cu o capacitate de a detecta ce talente am, să mă canalizeze înspre ele. E foarte important, pentru că exact, chiar ați vorbit mai devreme despre de copii educație, și povești. Da. Eu sunt un copil extraordinar de binecuvântat pentru că am fost foarte iubită și chiar dacă nu întotdeauna am avut, nu știu, totul la dispoziție, pentru că am avut curaj și pentru că am fost determinată că eu pot, că eu știu, că eu pot să fac absolut orice, a compensat și cred că e mai important și mult mai valoros asta pentru oamenii care devin oameni mari. Să fie acord copii cu tine întru totul. Da. Este foarte important ca părinții să te ducă la cât mai multe activități ca să te ajute să te descoperi. Așa este, dar fără presiune. Pentru că mai sunt și părinți care pun o presiune extraordinară pe copii și atunci devine destructivă situația. Deci ai început în facultate să pictezi? Nu, am început. În liceu? De fapt, de la 7 ani am început să pictez. Okay. Și pictam foarte des iconiți, așa, naiv. Așa. E foarte frumoasă icoana cea care se vede, da, în imagine acum. Da, aceasta este un sfânt. Da, acesta este un sfânt mai puțin cunoscut la noi, Sfântul Octavian de Volterra. Uh-huh. Chiar un oraș întreg din Italia îi poartă numele, San Ottaviano. Este un sfânt de la începutul secolului 3-4 și a locuit într-o o scorbură de lemn de ulm, de copac de ulm. Și această icoană e un pic deosebită, mai mult decât deosebită, pentru că este pe un lemn de ulm. Oh. Și din câte am studiat, nu există o reprezentare de tip iconografic a acestui sfânt, este doar o sculptură în Italia și atât. Nu există încă o icoană, da. Păi și vrei să o scoți la licitație? Nu. Ai vrea? Nu, mai facem alta, dacă mai trebuie. Pe asta o pui la loc de cinste. Pe aceasta am zis că o să ajung cu ea până la Volterra, acolo unde este sfântul. Așa. Și apoi vedem ce se întâmplă și unde vrea. Icoanele au o manieră proprie de a ajunge la oameni. Chiar și cele care îmi sunt cumpărate ajung la oamenii potriviți cum trebuie și când trebuie. Ai idee câte icoane ai pictat până acum? Cred că câteva sute. Câteva sute? Sute spre aproape. Mai avem imagini multe. Cu... Cam ca și meciurile, cred. Cam ca și meci. Vai, da. Ce tare! E foarte tare comparația asta. Păi fiecare icoană e un meci în sine, pentru că toată lumea are senzația că a picta. O icoană e ceva foarte romantic. Iconarul e cineva, sau pictorul e un om, o persoană cu capul nor, puțin idealist, rupt de realitate. Boem, mai, da. Icoana reprezintă o luptă cu propriul sine. Uite, ce luptă ai dus aici? O luptă. E o icoană în miniatură? Da, cred că cristalinul meu a dus o luptă să vadă ce face. Pentru că lucrez fără lupă și acela este un portret pe o piatră semiprețioasă care ulterior a fost montată într-o bijuterie. Lanzișor. A fost lucrată pentru o casă de bijuterii, de fapt. Oh, wow. Este un set de medalioane portret. Ce frumoasă este icoana, da, este Domnului. Da, este recent... realizată? Da. Ai făcut-o recent? Da, da. A fost o comandă specială pentru niște oameni deosebiți și chiar au fost impresionați atunci când au văzut-o, ca și aceasta mare cu Hristos Pantocrator și acolo în spate vedeți... E colecția ta? Da. O parte, da. Cele care au rămas la mine. Am înțeles. Sunt foarte frumoase icoanele. Spune-mi așa... Ua, ce tare e și poza asta? Da, aceasta este o poză din bucletul expoziției mele personale One Way. Ok. Și am făcut o ședință foto deosebită prin care să leg povestea tablourilor de ce am vrut să transmit. Uite și îmbrăcată în portă, da, aici, națională, stă foarte bine. Am botezat primul nostru finuț Nicolas, pe care îl salut, e micuț. E și nășică. Și, da, da, da. Hai să-ți fie de bine. Da, ne ajută. Știi ce mai voiam să te întreb? Ești, da. Dacă te rogi la Dumnezeu înainte să intri în ring. Da, bineînțeles. Și să știi că am cunoscut și străini pe care i-am întrebat, super campioni mondiali. Ce? Pe care i-am întrebat ce fac înainte de ai vreo legătură cu Dumnezeu? Uh-huh. Pentru că în zona în care eram eu, numai eu eram și la un moment dat mi se părea că poate nu e bine sau că sunt eu ciudată. Uh-huh. Și oameni străini, deci nu români, să aibă spiritualitatea noastră și mi-au spus, păi doar Dumnezeu mă ține. Și nu doar un singur sportiv, mai mulți mi-au spus, doar cei de elită. Cred că cei de elită se conectează la Dumnezeu pentru că... Na, Ești un om minunat, Cristiana. Mulțumesc. Și mă bucur tare că te-am cunoscut. Mulțumesc și eu și mulțumesc că ați prezentat și despre film puțin. Cum să? Suntem în plină pregătire și
împreună cu echipa noastră ne luptăm la propriu, pe cai, cu săbi și... Unde filmați? Filmăm undeva în munți, se numește Nedea Vâlceană, e un loc extraordinar cu caii care sunt sălbatici și domesticiți, dar ei trăiesc în libertate. Și acolo vom lupta, practic, și ne pregătim intens. Ok, și așteptăm cu nerăbdare. Ai idee când o să vadă lumina zilei? Cred că după luna februarie, cam așa. Da. Și da. Cum se va numi? Nu pot să spun încă. Ceva cu războinică mongolă. Da, asta da, am da. Și tu ești rolul principal? Eu sunt rolul principal, Păi așa trebuie să fii mereu, Cristiana. Mulțumim Doamne din tot sufletul. Toți trebuie să fim rolul principal în povestea vieții noastre. Asta nu trebuie să uităm niciodată. Și nu e o chestie de mândrie, chiar e un lucru de smerenie. Nu mai, ce să mai zic, ai zis-o tu foarte frumos. Îți mulțumim mulțumesc încă o dată că ne-ai făcut cunoștință cu persoana ta și că ne-ai adus și minunățile astea. Poate cu lasă-la pe aici, așa, să ne închinăm și noi. Cu mare drag, vă puteți închina. Mulțumim. Da,